Bine v-am găsit! Și pe parcursul zilei de mâine, vântul mai prezintă intensificări, dar în scădere față de ceea ce am avut pe parcursul zilei de ieri. În rest, rămânem cum a stabilit. O zi autentică de primăvară. Prognoza detaliată pentru 6 aprilie în cele ce urmează. Din punct de vedere sinoptic, lucrurile sunt simple. Rămânem cu un câmp de presiune ridicat, asociat anticiclonului cu centrul barii K1, nu avem parte de fronturi, iar din punct de vedere al circulației, una pe direcție vest-est, până la finalul zilei, în vest, nord-vest, nord și centru, intrăm într-un sector cald, cu abateri ușor pozitive, plus 1, plus 2 grade, în timp ce restul țării rămâne în zona rece, cu abateri termice negative, de la minus 2 spre minus 4, minus 5 grade față de normalul perioadei, mă refer aici la 850 hectopascal. Pe parcursul nopții rămânem cu minime negative în nordul și centrul Moldovei, în zonele montane, prin nordul și centrul Transilvaniei, Maramureș, sudul Crișanei, minus 12, minus 4 grade, cu minus 6, minus 8 grade pe crestele montane. În sudul Moldovei, al Transilvaniei, nordul și centrul Crișanei, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, nu trecem de 2-4 grade, pentru ca în restul zonelor, mă refer aici la restul Olteniei, al Munteniei, Dobrogea, nordul Banatului, să avem cele mai ridicate valori ale nopții, de 6-8 grade. Cele mai ridicate valori maxime ale zilei le vom avea în Banat, Crișana și nord-vestul Maramureșului, unde se vor atinge 18-19 grade, în timp ce în restul țării ne oprim la un 12-14-15 grade. În zonele montane, maximele ajung la valori de 6-8-9 grade, cu 2-4 grade pe creste. Mâine nu vom avea nori pe cerul țării, nu vom avea parte nici de ceață și nici de precipitații. Pe parcursul nopții, vântul va prezenta intensificări în zonele montane, 60-70 de km pe oră, dar și prin Dobrogea, 50-60-70 de km pe oră, respectiv Muntenia, 40-50 de km pe oră. Odată cu orele serii de mâine, vorbim de un vânt liniștit în cea mai mare parte a țării, doar prin munții Banatului, urmând să avem rafale de 60-70 de km pe oră. În curând, rubrica legată de stratul de zăpadă își va pierde interesul, cu atât mai mult cu cât scăderea acestuia continuă într-un ritm constant, inclusiv mâine urmând să pierdem 3, 5, 7 cm.